De ce stai departe, Doamne, și te ascunzi în vreme de necaz? Cel rău îl urmărește cu îngânfare pe sărman, prinzându-l în planurile pe care le-a ursit, căci cel rău se laudă cu dorințele sufletului său, binecuvântându-l pe cel lacom și disprețuindu-l pe Domnul. În mândria și în ura lui, cel rău nu-l caută pe Dumnezeu. Nu există Dumnezeu, gândește el tot timpul, căile lui sunt prospere în orice vreme, judecățile tale sunt departe de el. El suflă cu dispreț împotriva tuturor dușmanilor săi. El zice în inima lui, nu mă voi clătina, nu voi suferi niciodată. Gura este plină de blestem, înșelătorii și amenințări. Sub limba lui este numai necaz și nelegiuire. El locuiește în ascunzișurile din preajma așezătorilor. Îl ucide nascunzător pe cel nevinovat și urmărește victimele. Pândește din cotlon caleul din desiș. Pândește să-l prindă pe sărman și să-l atragă în cursa lui. Victimele lui sunt stropite și se prăbușesc. Cad sub puterea lui. El își spune, Dumnezeu a uitat. Pe veci ascuns fața ca să nu mai vadă. Ridică-te, Doamne! Dumnezeule, ridică-ți mâna! Nu uita pe cei sărmani, oare de ce îl urăște cel rău pe Dumnezeu? De ce își zice, tu nu judeci? Tu însă vezi necazul și mâhnirea, te uiți ca să le iei în mâna ta. Ție ți este încredințat cel fără ajutor. Tu ești ajutorul orfanului, fărâmă deci brațul celui rău și al celui nelegiuit, cere-le socoteală de răutatea lor ca să nu mai fie de găsit. Domnul este împărat în veci de veci. Neamurile vor pieri din țara lui. Tu, Doamne, asculți dorința celor sărmani. Tu le întărești inima plecându-ți urechea la cererea lor. Ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit, pentru ca omul care este din țărână să nu mai insufle groaza.